Dragostea nu a avut limite pentru trei fete care s-au îndrăgostit de același bărbat și au ajuns să se prostitueze în țări din vestul Europei pentru a-l face bogat. Conform mesajul.ro, fetele au fost forțate să practice prostituția în Austria, Franța, Belgia, Elveția și Germania, de un bărbat care le-a făcut să se îndrăgostească de el. Individul a fost reținut de DICOT și apoi arestat. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Vrancea, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Procurorii spun că în perioada 2020-2022, inculpatul a racolat, folosind metoda Loverboy, trei fete pe care le-a determinat, prin constrângere fizică și psihică, să practice prostituția în folosul său în județul Vrancea, dar și pe teritoriul Austriei, Franței, Belgiei, Elveției și Germaniei. Ulterior, banii obținuți de fete au fost folosiți pentru ca el să își cumpere diverse bunuri. În urma perchezițiilor din Focșani, au fost descoperite și ridicate mai multe documente și înscrisuri, suma de 2100 de euro care a fost indisponibilizată, două telefoane mobile, 10 grame de cannabis, 1 gram de cocaină și 2 grindere. În acest caz se fac cercetări față de același inculpat și sub aspectul comiterii infracțiunii de deținere de droguri de risc și mare risc în vederea consumului. Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, relatează mesajul.ro.